Salutare, bine ați venit la un nou video pe canalul de YouTube Cezar Machidon Outdoors Living. Eu sunt Cezar și astăzi vreau să vă povestesc puțin despre ce înseamnă off-grid. Ce înseamnă să trăiești off-grid? Dar înainte de a intra în detalii despre acest subiect, nu uitați să apăsați pe subscribe, pe like și să lăsați un comentariu la acest video. Este cea mai bună metodă prin care mă puteți susține și puteți susține acest stil de viață off-grid pe care eu îl duc. Așadar, ce înseamnă off-grid? În primul rând, off-grid, să trăiești off-grid nu înseamnă să trăiești primitiv. Foarte mulți confundă termenul de off-grid cu un stil de viață primitiv, cu un stil de viață plin de lipsuri, un stil de viață care merge mai mult spre supraviețuire decât spre viețuire. Literalmente, off-grid înseamnă să nu fii conectat la rețele. Să nu fii conectat la rețea electrică, să nu fii conectat la rețea de gaz, la rețea de apă, eventual și la rețea de drumuri. Deci să nu ai nicio conexiune la rețelele publice. Asta înseamnă să fii off-grid. Nu înseamnă să trăiești ca cu 200 de ani, nu înseamnă să trăiești, nici măcar nu înseamnă să fii total independent din punct de vedere al nevoilor, al necesităților. Off-grid presupune o viață cât mai independentă, o viață în care să fii autonom, să ai tu sursele tale, propriile tale surse de curent, de apă, de energie, eventual și de hrană, dar nu e obligatoriu, pentru că dacă îți faci piața, mergi la piață și îți cumperi hrană, nu înseamnă că nu mai trăiești off-grid. Da? Bineînțeles că este recomandat și este acest stil de viață dus la un rang mult mai înalt, presupune și să-ți procuri tu hrana. Să-ți cultivi hrana, să vânezi, să fii cât mai autonom și din acest punct de vedere al hranei. Dar nu este obligatoriu. Off-grid, literalmente, așa cum am spus, înseamnă să nu fii conectat la rețea, să nu există niciun fir și nicio țeavă care să intre în casă de la rețeaua publică. Electricitatea. Electricitatea poate fi de la panouri solare, panouri fotovoltaice, așa cum am eu. Diferența între panouri solare și panouri fotovoltaice este aceea că panourile solare sunt pentru apă caldă, panourile fotovoltaice sunt pentru curent. Ok, deci, panouri fotovoltaice pentru curent electric, altă variantă este generator electric pe benzină sau motorină, altă variantă este turbina eoliană sau altă variantă este turbina pe apă. Dacă ai o apă curgătoare pe lângă casă, îți poți instala cu ușurință o turbină hidroelectrică, turbină de apă, și aceasta îți produce curentul necesar sau o parte din curentul necesar pentru toată locuința, toată gospodăria. Apa, când trăiești off-grid, de unde ai apă? O variantă este să-ți faci fântână, cum am eu, am fântână în vale și aduc apa cu o pompă electrică acționată fie de generatorul pe benzină, fie de panourile solare. Sau poți capta apa de la un pârâu, un râu care trece prin apropiere, poți să-ți faci un bazin mai sus de locuință unde să se adune apa și de acolo prin cădere să ajungă în locuință. De aici te poți dezvolta în multe feluri și poți să-ți faci și să-ți creezi toate condițiile pe care le ai în oraș, toate condițiile pe care le ai fiind conectat la utilitățile publice. Diferența este că ești independent. Nu ești dependent de nicio instituție, nu ești dependent de nicio firmă de distribuție a energiei sau a utilităților. Tot ceea ce faci, tot ceea ce ai nevoie, produci tu, ești autonom. Asta e foarte important. Încălzirea într-o locuință off-grid. Cum îți încălzești casa? Cea mai simplă metodă și cea mai frumoasă metodă din punctul meu de vedere este soba pe lemne. Soba poate fi o sobă performantă, de teracotă, o sobă care să țină căldura mult timp, sau poate fi simplu o sobă metalică care nu ține atât de bine căldura, dar degajă căldura în încăpere mult mai repede față de o sobă de cărămidă sau teracotă. Bineînțeles, cine dorește să trăiască off-grid, dar la standarde moderne mult mai înalte, poate să-și facă și încălzire în pardoseală, poate să-și facă tot felul de chestii, poate să-și pună și centrală pe lemne, bineînțeles. Există multe variante,
Practic, în ziua de astăzi, poți să trăiești în pădure, izolat, la cele mai înalte standarde, dacă îți permiți. Dacă ai bugetul necesar, îți poți crea cele mai bune condiții. Însă nu asta e direcția în care vreau eu să merg. Vreau să păstrez, nu știu, fiecare persoană care își alege să trăiască off-grid, o face în felul lui. Eu îmi doresc să păstrez un echilibru între beneficiile societății moderne și o viață tradițională apropiată de natură. Un echilibru între a-ți produce o parte din hrană, dar și a mă folosi de piață, de magazinul din cel mai apropiat oraș, fără să am nicio frustrare, niciun resentiment negativ în legătură cu acest lucru. Așa simt eu că e cel mai bine pentru mine, asta e direcția în care vreau să merg, o direcție de echilibru, o cale de mijloc. Nu vreau nici să merg nici într-o extremă de a trăi, nu știu, total izolat, dar nici în cealaltă extremă în care să locuiesc în oraș. Și aceea mi se pare o extremă. Deci, îmi doresc o viață apropiată de natură. Asta e cel mai important pentru mine, o viață cât mai autonomă. Iar off-grid asta înseamnă autonomie și libertate. Sursele de venit. Bineînțeles că nu putem trăi fără bani, asta e clar, mai ales dacă avem și familie sau alte responsabilități. În primul rând, se poate lucra pe internet foarte, foarte ușor. Deja foarte mulți dintre voi cred că o faceți, lucrați de acasă. Și cum lucrați într-un apartament, puteți lucra și de pe vârful unui deal. Și voi povesti imediat și despre sursele de internet pentru situațiile de genul ăsta. Affiliate marketing, tot pe internet. Multe, poți să faci site-uri, poți să faci o grămadă de nebunii. Sunt multe, dacă nu știi să faci lucrurile astea, poți să le înveți să le faci. Nu există scuze. Poți să faci YouTube, cum fac eu. Să faci conținut pentru YouTube și să trăiești din asta. Poți să faci fotografie, poți să faci video, poți să faci multe, multe lucruri pe internet și cu internetul prin care te poți susține. Dacă ai deja niște bani puși deoparte, poți să faci trading, poți să investești în ceva și să-ți vină de acolo niște bani cât să susțină stilul de viață. De asemenea, dacă ești priceput și îndemânate cu uneltele, cu sculele, poți să-ți faci niște lucruri pe care să le vinzi, faci niște lucruri handmade, faci, nu știu, niște scăunele, niște linguri, niște, nu știu, aduni flori și faci ceaiuri, le împachetezi frumos și le vinzi. Sunt foarte multe variante de a face bani chiar și trăind izolat, în afara societății, fără să fii nevoit să ai un serviciu de 8 ore pe zi. Bineînțeles, nu o să te îmbogățești din treaba asta, e foarte greu să ajungi să faci avere din așa ceva, dar plecând de la premiza că îți dorești o viață simplă și dacă îți reduci nevoile, nici nu o să ai nevoie de foarte, foarte mulți bani pentru un stil de viață de felul ăsta. Sursele de internet. De unde poți să ai internet când locuiești în pădure, când locuiești off-grid? Pentru că dacă te conectezi la fibră optică, deja nu mai ești off-grid, asta e clar. Deci va trebui să găsești alte variante prin care să poți să ai acces la internet. Deși asta s-ar putea să fie singura rețea de care nu poți să te lipsești. Chiar și fără fir, ești conectat totuși la o rețea exterioară. Și nu există variantă, adică îți poți produce propria ta electricitate, poți să sapi o fântână, să ai apă proprie, dar nu poți să-ți faci propriul tău internet. Va trebui să te... pentru că vei fi singurul utilizator al rețelei și nu o să te ajute prea mult. Deci va trebui cumva să fii conectat la internet. Și există câteva metode prin care poți să faci asta. În primul rând, există niște modemuri pe SIM. Dacă ai acoperire GSM, rețea de telefonie mobilă, ai și acoperire pentru acele SIM-uri, pentru acele modemuri cu SIM. Cred că toți operatorii de telefonie mobilă comercializează asemenea modemuri, așa am și eu.
și poate să funcționeze destul de bine în funcție de zonă, poți să spui și un amplificator de semnal. Altă variantă este să faci hotspot de la telefonul mobil, dacă stai mai aproape de o localitate, poate fi suficient și un hotspot de la telefonul mobil. Altă variantă, mult mai scumpă și pentru anumite zone super, super izolate, cam singura variantă, este internetul prin satelit. Deci acestea ar fi variantele pentru internet în situația în care locuiești off-grid. Păstrează lucrurile cât mai simple. Cu cât complici mai mult lucrurile, cu atât viața de acest tip va fi mai complicată pentru tine. Ce vreau să zic prin treaba asta? Într-o situație de acest fel va trebui să te descurci tu, să te descurci cu ceea ce știi tu să faci, cu propriile tale cunoștințe. Aici nu poți să chemi un instalator, nu poți să chemi un electrician, nu poți să chemi pe cineva să se rezolve problemele care pot apărea într-o casă. Va trebui să știi tu să le faci. Va trebui tu să știi tu să repari, va trebui să știi tu să instalezi, va trebui să știi tu să faci tot ceea ce ține de gospodărie. Asta pe lângă procesul continuu de învățare pe care îl presupune, presupune și să păstrezi o limită, să avansezi tehnologic, să zic așa, până în zona în care te poți descurca singur. Nu depinzi de nevoia de a chema pe cineva din exterior. Cel puțin nu foarte des. Nu poți să le știi pe toate, asta e clar. Poți să înveți cât un pic din toate, și asta e clar. Dar nu poți să fii performer în toate domeniile. Și atunci, la un moment dat, vor apărea și probleme pe care nu le poți tu rezolva și va trebui să chemi pe cineva din exterior. Dar chestia asta trebuie să se întâmple ocazional. Nu trebuie să fie ceva zilnic, nu trebuie să fie ceva săptămânal. Pentru treburile zilnice, săptămânale, pentru treburile care sunt pe ordinea de zi, să spun așa, trebuie să te bazezi doar pe tine, pe cunoștințele și pe abilitățile tale. Așadar, sfatul meu pentru tine, dacă vrei să locuiești off-grid, este să păstrezi lucrurile cât mai simple. Cu cât sunt mai simple, cu atât sunt și mai ușor de rezolvat. Sper că a fost util acest video, sper că cei care nu știați ce înseamnă off-grid v-ați lămurit, iar la final vreau să vă mai spun un lucru. Cea mai mare formă de control este dependența. Dacă ești dependent de un lucru, atunci acel lucru te controlează pe tine. Orice obicei de care ești dependent, te controlează. El pe tine, nu tu pe el. Iar un stil de viață off-grid îți oferă libertatea de a nu mai depinde de nimeni și de nimic. De a fi propriul tău stăpân într-o măsură mult mai mare decât ești atunci când trăiești on-grid. Ăsta e un principiu foarte important de viață pentru mine. Nu știu dacă îl împărtășiți și voi, dacă îl împărtășiți sau dacă nu îl împărtășiți, aștept și părerea voastră în comentarii. Este un subiect delicat, este un subiect foarte important, foarte sensibil, foarte frumos și foarte amplu. Așa că o să încerc să răspund la comentariile pe care le lăsați la acest video, în rubrica de mai jos, și cred că o să am și multe lucruri de învățat de la voi. Așa că aștept părerile voastre. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și vă doresc să stați cât mai mult în natură. Toate bune!